Cei mai inventivi elevi din România în domeniul aerospațial și-au dat întâlnire miercuri pe aeroportul Max Auschwitz din Caransebeș la proba practică a etapei naționale a concursului CANSAT 2019, organizat de Agenția Spațială Română și Universitatea de Vest Timișoara. La concurs au participat aproximativ 70 de elevi și profesori organizați în 9 echipe din județele Timiș, Arad, Bihor, Constanța, Suceava și Dolj. Mini-sateliții au fost lansați din elicopter de la altitudinea de 1 km, având misiunea de a colecta date atmosferice, de a cartografia sau de a detecta anumiți componenți din atmosferă. CANSAT-ul este o simulare a unui satelit integrat în volumul și forma unei doze standard de băuturi răcoritoare. Desfășurarea CANSAT pe aeroportul din Caransebeș nu ar fi fost posibilă fără implicarea omului de afaceri lugojan Gabriel Olariu. Acesta a venit în sprijinul concurenților și organizatorilor după ce concursul, care trebuia să aibă loc pe aeroportul utilitar Cioca din Timișoara, nu s-a mai putut desfășura acolo, din cauza că proiectul privind regulamentul de utilizare a terenului aferent aeroportului a fost respins de Consiliul Județean Timiș.